Statele Unite dețin bitcoin, spre exemplu. România nu. Ar trebui să dețină România bitcoin? Cred că Statul fi. român? Um, e un pariu antreprenorial. Ce deci... s-ar schimba dacă am trece dintr-o dată la bitcoin? S-ar schimba foarte mult. lucruri. Cum crește o economie care funcționează doar pe bitcoin? Uh, exact cum crește o economie în mod sănătos. Dintre cele trei scenarii, care este cel mai plauzibil? Prețurile rămân la fel, pe termen lung. Prețurile scad pentru că uh, crește valoarea monedei, pentru că nu apare altă monedă din spate și atunci toată productivitatea se varsă în valoarea monedei, sau ajung, 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 ajung să scadă oferta și se generează inflație și cresc prețurile pentru că sunt mai puține produse și servicii disponibile. Nu, no, e clar scenariul 2 deflaționist. Dacă l-am înțeles bine, cam asta este